себе чули придумать руку на тварь скут, прийти ничья годы ворота светлая и думать. Слава Татару, Шифиолыши, Святой Душа, Ручи, Бурящий, Вечи, Вечи, Ворамин. Доми милуешь ты, доми милуешь ты, доми милуешь ты. Эна, упрясь, Винтики, Слепы, Небеги, Кумитёсы. Дясина, примиташи, Дя, Пентру, Монтуиря, Ностр, Христос, Адиварату, Думнезеу, Ностру. Pentru rugăciune precurate, Maicii sale, Colizești, Solinții, Chimșa, Anna, Școturor, Sfinților, Mulți să-ntrăiască, mulți să-ntrăiască, mulți să-ntrăiască, mulți să-ntrăiască, mulți să-ntrăiască, Domnul să-i păzească, participăm la rugăciune de sfințire a vinului. Este deja o tradiție, un obicei foarte frumos, ca înainte de sărbătorile de Paști să venim aici împreună cu dumneavoastră și să sfințim acest vin care se va folosi în aceste zile de măreață sărbătoare de către creștinii noștri ortodoxi. Ieri am participat la rugăciunea comună la Frânzeluța, împreună cu directorul general și cu muncitorii de acolo, am sfințit, am binecuvântat începutul lucrărilor pentru pregătirea peștilor, cozonacilor, pentru învierea Domnului și astăzi, iată, Ficova, sfințim și se aducă la biserici de Republica Moldova, ca să fie sfințit și apoi folosit după 40 zile de post, care sper că cu toții am postit, ne-am rugat, și în Măreața Sărbătoare, în Învierii Mântuitorului Hristos, să avem această posibilitate să ne bucurăm de acest eveniment important în viața noastră duhovnicească. Vă felicit cu ultimele zile ale Postului Mare, care sper că le petrecem în bună înțelegere, în postul rugăciunii, iar astăzi biserica noastră îmi cinstește pe Sfânta Maica Sa, aceasta, Arhanghelul Gabriel, iar bine vestit ei, că se va naște de la dâns Mântuitorul Hristos, care va mântui lumea. Felicitându-o cu această sărbătoare și cu ziua de duminică, care deja sunt foriile, și săptămâna patimilor, săptămâna cea mai strictă, înainte de Paști, în tot acest eveniment important în viața noastră. De asemenea, vă anunțăm că și anul acesta vom avea posibilitatea ca în ajunul sărbătorilor de Paști să vizităm Țara Sfântă, să fim primiți de către Patriarhul Ierusalimului și să participăm la rugăciunea comună în Biserica Învierii Mântuitorului Hristos din Ierusalim și să preluăm focul haric care va fi adus în țara noastră. Și anul acesta aducem cu avionul de rută împreună cu creștinii noștri ortodoxi care au avut această dorință și în Sâmbăta Paștelui, aproximativ ca și în fiecare an, pe lângă orele 20-21 seara, va fi adus focul haric în scoarul catedralei, în fața catedralei, și repartizat preoților, creștinilor noștri, ortodoxi, ca toți să aibă posibilitatea să primească această binecuvântare cerească. Vă fericit cu aceste mântuitoare zile, Doamne ajută, ca cu sufletul curat să întâmpinăm și Măreața Sărbătoare în Ierii Mântuitorului Hristos. Iar acum vom procede propriu zis la